Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit pe aceeași frecvență. Așa cum am promis, vă ținem la curent cu evoluția situației din Ucraina. Țara vecină a fost atacată de Rusia în această dimineață. Președintele Vladimir Putin anunța o operație militară în Ucraina la primele ore ale acestei zile, iar ministrul de interne din Ucraina spunea că invazia rusă a început cu trupe trecând frontiera dinspre Rusia, spre Ucraina, din mai multe direcții și explozii în mai multe orașe ale Ucrainei, inclusiv în capitala Kiev. Președintele Ucrainei se adresează chiar acum populației. Este a doua declarație a sa către cetățeni din ultimele ore. Acum spune, avem o armată foarte puternică. Fiecare ucrainean decide viitorul țării. Volodymyr Zelensky cere mobilizarea populației. Spune că toți ucrainenii pot deține acum arme. Am început să ne apărăm libertatea. Zelensky spunea în primul său discurs de astăzi, când a introdus și legea marțială în Ucraina, cerându-le cetățenilor să rămână calmi, că a încercat să vorbească la telefon cu președintele Putin în cursul zilei de ieri, dar nu a reușit. Vladimir Putin n-a fost de găsit. Imaginile de la Kiev, dincolo de atacuri, arată oameni care vor să părăsească orașul, sunt cozi uriașe spre ieșirile din oraș, de asemenea oameni care încearcă să scoată bani de la bancomate, să aibă cash de teamă că rețelele astea nu o să mai funcționeze. Sunt cozi uriașe la granițele cu România și cu Moldova. Oamenii încearcă să fugă din Ucraina, iar pe internet și la televizoare puteți să vedeți chiar imaginile exploziilor. Noi suntem la telefon acum cu domnul Claudiu Degeratu, care este sociolog și expert în securitate națională și internațională, expert în NATO și Uniunea Europeană. Bun găsit, domnule Degeratu, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Așa cum arată lucrurile, credem că e vorba de zile până când trupele rusești ar putea intra în Kiev sau durează mai mult? Probabil că durează. După unele estimări, auzim niște estimări a unor generali ruși, probabil spre 2 săptămâni. Asta însă nu înseamnă că nu vor exista și operațiuni speciale. Ideea este probabil de a organiza o operațiune fulger spre Kiev, nu neapărat să cucerească Kievul, dar să fie foarte convingătoare, foarte amenințătoare, să se apropie de Kiev în mod progresiv. Dar în același timp, probabil în stilul militar rusesc, probabil că vor fi și trupe aeroportate, vor fi și multe operațiuni de diversiune și sabotaj care se pot întâmpla în Kiev, chiar dacă el nu este ocupat clasic, convențional, casă cu casă și stradă cu stradă. Bun, dar ăsta e doar Kievul. Ce se poate întâmpla cu restul Ucrainei? Adică sunt operațiuni oare prevăzute pentru toate aceste zone? E vorba de o invazie militară care până unde s-ar putea extinde? Da, cred că este o strategie bazată mai mult pe efect, nu pe control teritorial 100%. Este destul de greu chiar și cu o armată de 190.000 de soldați să ocupe teritorial chiar și jumătate, adică să zicem pe linia Kiev, Nipru, Odessa, deci chiar dacă ocupă această parte de est, să zicem, care este imensă din Ucraina, cu 190.000 de soldați ruși, este greu să spunem că avem o ocupație. Cred că intenția lui Putin este să lovească centrele vitale din partea de est, care sunt cele mai importante din Ucraina, în așa fel încât cât conducerea militară și politică de la Kiev să capituleze rapid, tocmai pentru a evita o mare vărsare de sânge și să se schimbă cumva orientarea, așteptând probabil niște forțe interne din Ucraina să dea jos regimul Zelensky și să impună o orientare pro-rusă.
Deci, cumva, suntem, cred că strategia aceasta este, adică să dea impresia unei invazii masive cu operațiuni din pe trei direcții, sud, est și nord, și să aștepte o capitulare rapidă a ucrainienilor. S-ar putea să nu se întâmple acest lucru. Replica, probabil, este de rezistență totală și cu luptă de partizani din partea Ucrainei, însă aceasta este o strategie pe termen lung și care depinde foarte mult de capacitatea de adaptare a Ucrainei la mediul ăsta ostil, în care o mare parte din teritoriu va fi supravegheat de ruși. Nu așa cum și-ar dori rușii, ci, sigur, mai selectiv, acolo unde există puncte de rezistență, adică punctele urbane de rezistență, centrele militare cele mai importante și punctele de infrastructură vitală care ar trebui apărate. Domnule Tederatu, cine și cum? Cine și cum poate ajuta Ucraina acum? Bun, acum sunt, pe plan bilateral, sunt destul de multe țări care ajută, americanii, englezii, probabil că vor fi din ce în ce mai mulți și alte țări europene care ajută bilateral. Și când spun bilateral, mă refer la ajutor militar, materiale și informații, intelligence. Eventual, sigur, partea diplomatică, continuarea unor presiuni diplomatice la Moscova pe linie neoficială, canalele, să zicem, secundare, neoficiale, să se încerce totuși o convingere, o încercare de persoasiune a lui Putin de a opri operațiunea în aceste faze. Din alte puncte de vedere, e foarte greu de spus dacă vom avea o implicare militară cu forțe din afara Ucrainei. Acest lucru este foarte greu de spus dacă se va întâmpla vreodată. Dar nu exclud nici acest lucru să avem totuși la un moment dat și un asemenea, să zicem, tip de inițiativă care este neoficială cu voluntari. S-a mai întâmplat un conflict în Europa, să vedem voluntarii, sigur, unii, eu știu, mânați ideologic de o atitudine anti-Rusia, alții pe alte considerente, dar este la fel de posibil să apară. Vă dau un exemplu care este instituțional. Uniunea Europeană a trimis o echipă de sprijin pentru securitate cibernetică în Kiev, s-a anunțat ieri. Deci specialiști din partea Uniunii Europene și sunt convins că și din partea NATO există o asistență pe linie de securitate cibernetică, probabil că și pe alte domenii care sunt de sprijin pentru a menține capacitatea de luptă a armatei ucrainiene. Claudiu Degeratu, mulțumim tare mult pentru intervenția în programul de știri speciale al Europa FM. Rămânem alături de voi pentru încă două minute. Pentru că în direct acum este profesorul de istorie Marcel Barti, colegul nostru, realizator al emisiunii Piața Victoriei pe teme de educație în fiecare marți aici pe această frecvență. Marcel Barti, bună ziua! Bună ziua! Profesor, să ne auzim. Profesor de istorie Marcel, astăzi te duci la școală și ce le spui elevilor? Căci bănuiesc că amâni un pic lecția de istorie antică, nu? Astăzi, din nefericire, să știți că am să le spun elevilor mei că asistăm la un moment istoric în care Rusia și-a asumat poziția asta de stat agresor, invocând niște pretexte care nu au nici o legitimitate și nici o justificare. În acest moment, trupele ruse au intrat peste niște oameni care nu au nicio vină, invocând niște argumente care erau valabile sau care n-au fost valabile niciodată, dar care au fost folosite în urmă cu 70-80 de ani. Credeam din tot sufletul că am depășit etapa istorică și că am ajuns în sfârșit în momentul în care să putem trăi cu toții în pace. Se pare că din păcate cei care au puterea de decizie în Rusia în acest moment nu au înțeles acest lucru și târăsc după ei o lume întreagă într-o nebunie pe care am sperat până în ultimul moment că o vom putea opri. Ce cred eu că trebuie să facem acum, sau eu cel puțin ce am simțit nevoia să fac, este să spun că sunt solidar cu poporul ucrainian și
că elevii mei trebuie să știe, trebuie să înțeleagă că e foarte important să ne manifestăm solidaritatea acum cu cei care se află sub tirul bombardamentelor rusești și că așa au început marile conflicte care au marcat prima jumătate a secolului 20. Este inadmisibil că se întâmplă așa ceva și mi-aș mai dori să mai înțeleagă ceva, că noi oamenii obișnuiți, dacă am avea o voce mai puternică și dacă am reacționat mai ferm atunci când se întâmplă lucruri de felul ăsta și să nu-i mai lăsăm doar pe cei care au putere de decizie să hotărască în numele nostru, poate că lucrurile astea altfel. În acest moment cred cu toată convingerea că trebuie să facem tot ce ține de noi de a reveni la o stare de pace. Și tu ai dat un exemplu personal ducându-te în această dimineață la ambasada Rusiei din București și protestând acolo pe cont propriu pentru că nu poți accepta tăcut ceea ce se întâmplă. Așa este, am simțit nevoia să fiu astăzi în fața ambasadei pentru a transmite un mesaj. Un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, un mesaj care invocă ultimele, nici nu știu, ultimele resurse de rațiune din partea acestui stat de a renunța la război, de a-și retrage trupele și de a găsi o modalitate prin care să păstrăm pacea. Este inadmisibil, este inuman ce se întâmplă. Ne îndreptăm cu pași repezi către o catastrofă umanitară și dacă nu reacționăm acum, mi-e teamă că vom regreta mai târziu. Marcel, mulțumesc pentru intervenție și pentru îndemnul pe care l-ai lansat, Marcel Bartic, profesor de istorie. De altfel, secretarul general ONU spunea acum câteva ore, cerea lui Putin să înceteze ceea ce, citez, ar putea fi cel mai rău război de la începutul secolului trecut. Extraordinare imaginile din vamă de la Sighetul Marmației, unde ucrainieni pe jos trec granița ca să fugă din calea acestui război. Oameni tineri, sunt bărbați tineri, sunt femei, sunt oameni care vor să plece cu câteva bagaje în spinare. Asta este ceea ce se întâmplă. Întotdeauna războaiele sunt duse de cei mai slabi, de civili. Ei suportă aceste costuri. Asta e drama care se întâmplă în momentul ăsta. Să vedem cum putem să-i primim, Cătălin, și în ce fel putem să-i ajutăm. Autoritățile române, la nivel de declarații, spun că sunt pregătite. Ca de obicei, știm ce înseamnă asta. Da. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a început acum 3 sferturi de oră. Așteptăm declarațiile președintelui Klaus Iohannis și, exact cum am promis, vă ținem tot timpul la curent. Rămâneți pe aceeași frecvență.